ești domn al domnilor, tu ești rege al regilor, tu ești Iisus. Tu ești Iisus, tu ești Salvatorul, ești Izbăvitorul. Pace, dragi frați, Domnul să vă binecuvinteze în această seară. Ne bucurăm că putem să fim din nou împreună într-o seară de părtășie, o seară în care Domnul să ne vorbească. Ne bucurăm în seara aceasta că, așa cum v-am anunțat încă de astăzi, împreună cu mine l-am pe fratele Arani Arpi, și este un frate care este binecuvântat de Dumnezeu. Și seara aceasta, frate Arpi, ai venit aici în studioul meu împreună cu mine ca să slujim împreună, să ne bucurăm în rugăciune, să ne bucurăm în cuvânt. Domnul să lucreze în seara aceasta. Toți care ați intrat, dragi frați, vă rugăm ca să și distribuiți această transmisiune din seara aceasta, pentru că la final o să ne rugăm și pentru câteva din cauzele care sunt împreună cu fratele slujitor din Biserica Pelevii din Timișoara, și vrem ca să aducem înaintea Domnului și cauzele care vor fi, iar prezența lui Dumnezeu să fie în seara aceasta împreună aici cu noi. Tema din seara aceasta se numește Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Și cred că Dumnezeu în seara aceasta vrea să ne transmită un mesaj, un mesaj din partea Lui, un mesaj care să ne întărească, să aducă în inima noastră, să aducă în inima noastră ceea ce poate lipsește. Și dacă în seara aceasta lipsește ceva în inima ta, este momentul acela în care îți vei da seama că ceea ce lipsește în inima ta este... Dacă ești credincios, poate că lipsește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care poate să-ți miște inima. Dacă nu ești credincios, poate că lipsește relația ta cu Dumnezeu. Și în seara aceasta suntem aici ca să vestim cel mai mare și cel mai puternic mesaj din lumea aceasta. Este mesajul acesta: Iisus Hristos este Domnul tău. Este Domnul meu, este Domnul lui, Domnul Dumnezeul nostru care slujesc și eu și Arpii. Și în seara aceasta vrem să simțim cu adevărat că Dumnezeu este mai aproape de noi. Frate Arpi, știu că Domnul a îngăduit ca în seara aceasta să fie aici, altfel n-ai fi fost. Și așa cum am spus, lucrarea aceasta va fi o lucrare de rugăciune, de ridicare, de îmbărbătare a fraților, ceea ce Dumnezeu îți va aduce, așa cum de multe ori în Biserica Pelevii, acolo unde slujești și începi programul Bisericii Pelevii, și așa cum Domnul spune pe inimă, de multe ori Duhul Sfânt vorbește prin tine acolo. În seara aceasta la fel să fie Duhul Sfânt să te călăuzească, să îți dea mesaj, putere, tot ceea ce Dumnezeu vrea să transmită, să transmită prin tine poporului lui Dumnezeu. Amin. Amin. Da, referitor la faptul că Duhul Sfânt vorbește prin mine, vorbește prin foarte mulți Duhul Sfânt, și am observat un lucru, că ori de câte ori cineva se ridică și vorbește în biserică, văd cu ochii mei călăuzirea lui Dumnezeu, pentru că și eu de multe ori la biserică fiind, mă gândeam că ar fi potrivit să fie un anumit om să vorbească acum
poate prin el Dumnezeu, dar vorbea Dumnezeu poate prin un om la care nici nu m-aș fi gândit, sau poate printr-o cântare. De aceea noi oamenii nu suntem atât de importanți în ecuația asta, ci important este că este Dumnezeu prezent, care poate să vorbească prin oricine, poate să vorbească printr-o poezie, printr-o cântare, printr-un gând care ți se aduce la nivelul minții tale, și cred că lucrul ăsta îl face Dumnezeu destul de des în viața noastră și în viața dumneavoastră care urmăriți pagina asta de Facebook sau căutați pe internet. Nu mai gândiți-vă de unde vine căutarea asta, de unde, ce vă dă îndemnul ăsta să cauți, să vrei să te apropii de Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu pe care o face și care vrea să ne apropiem de El mai mult și mai mult, și cred că Dumnezeu ar vrea să vorbească prin mulți dintre noi, și cred că fiecare dintre noi are Dumnezeu să ne spună ceva. Astăzi când vorbeam, de fapt am vorbit de ieri cu fratele Adi și trebuia să-i dau un răspuns astăzi dacă voi ajunge, și stăteam și mă gândeam astăzi în timpul zilei când eram acasă ce ar fi potrivit să vorbim, la ce să ne gândim, cu ce lucruri să venim înaintea lui Dumnezeu, și mi-a venit în minte un lucru, cum sunt în slujirea asta de în biserică, și de multe ori sunt depuși în fața faptului să slujim și să mereu să aducem îndemnuri în biserică. La un moment dat, o soră după program, o femeie care era venea de ceva timp în biserică, mă oprește și începe să se pună niște întrebări, că ce-i cu optimismul ăsta la mine, și că eu cumva în seara aceea spuneam că indiferent de problema ta, nu contează cât este de mare, Dumnezeu poate interveni și îți poate rezolva problema. Și după aia mă ia la o parte după terminarea programului și îmi spune că vrea să vorbim, și îmi spune că problemele ei cu care se confruntă, era o femeie care era bolnavă de cancer, și eu am încercat să o încurajez și să-i spun că nici cancerul chiar nu îl limitează pe Dumnezeu. Dumnezeu este deasupra acestui lucru și El poate să te atingă, poate să te vindece chiar, indiferent de problemă, indiferent de boală. Să nu uităm că Dumnezeu este Cel care a creat trupul uman, El a creat lumea aceasta întreagă, de aceea nu cred că este vreo limitare la Dumnezeu. Și încercam să-i explic lucrurile acestea, dar mai presus de astea încercam să-i explic că în primul rând ar fi avut nevoie de pocăință. Și lucrul ăsta nu e valabil doar pentru acea femeie, este valabil pentru fiecare dintre noi, chiar și noi aceștia care umblăm pe calea aceasta credinței, trebuie să fie o pocăință în viața noastră zi de zi, și este un proces în care noi trebuie să rămânem, în care trebuie să ne vedem starea care suntem și trebuie să tindem spre mai bine, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să fim mai plăcuți, să fim în după legile sale, după poruncile sale. Noi trebuie să se vadă în noi chipul lui Hristos. Și interesant că după vreo 2 ani de la momentul acela, femeia aceea, mă întâlnesc din nou cu ea, venea la biserică și mă întâlnesc din nou cu ea și începe și îmi spune că știi că am vorbit cu tine odată și tu mi-ai spus că Dumnezeu poate, că Dumnezeu face, și da, îmi explica problemele ei și greutățile prin care trecea și îmi spunea că de la momentul în care am vorbit eu cu ea, lucrurile au mers mai rău și mai rău, și ea se plângea cumva că Dumnezeu nu ascultă, că Dumnezeu nu intervine în dreptul problemelor ei. Și eu am spus, bine, dar poate nu cauți cum trebuie lucrul ăsta, poate Dumnezeu așteaptă de la tine să te pocăiești, și asta este o poruncă, că așa mi-a și venit versetul ăsta în minte din Faptele Apostolilor 17:30, care zice: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutineni să se pocăiască. Deci este o poruncă pentru fiecare dintre noi să ne pocăim. Și vedeți, în porunca asta nu scrie că dacă ești bolnav sau dacă ești sărac sau dacă ești bogat,
cumva ești absolvit de această poruncă sau nu, tu trebuie să te pocăiești, asta este o poruncă pentru fiecare om, fiecare dintre noi. Și atunci femeia asta încerca și tot îmi spunea tot felul de lucruri, tot felul de greutăți și tot felul de probleme pe care ea le avea și cumva mă certa că ce tot atâta eu ies în fața la biserică și spun că Domnul e bun, că Domnul e mare, că Domnul face, că ea nu vede nimica din astea. Și spunea că ea deja e sătulă de ce vede la biserică, că se mai tot uită pe pagini din astea de internet și tot vede unii oameni care vin și spun că Dumnezeu e mare, că e bun, că face, că... Și cumva vedeam că n-a luat lucrurile în ordine. Ea prima oară trebuia să caute să-și recunoască starea ei, să se pocăiască de lucrurile acestea și poate în harul lui Dumnezeu Dumnezeu poate interveni. Acum noi nu știm planul lui Dumnezeu cu privire la fiecare dintre noi, la viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că El știe chiar și câte fire de păr avem fiecare dintre noi în cap. Cu siguranță știe numărul zilelor noastre și fiecare dintre noi avem o viață, o lungime a vieții și fiecare dintre noi avem un timp în care am face bine ca oameni să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu și să ne pocăim și dacă ne mai rămâne timp să-L slujim pe Dumnezeu cu drag și cu scumpătate. Amin. Și în sensul ăsta mă gândeam la lucrul ăsta că oamenii ar trebui să caute fața lui Dumnezeu înainte de orice lucru, ar trebui să caute să se pocăiască înainte de orice lucru și Dumnezeu în bunătatea sa poate aduce peste aceasta multe lucruri și multe binecuvântări, așa cum le-am experimentat și eu în viața mea și apoi le-a experimentat și ea din viața lui și dumneavoastră urmărind în seara aceasta, pagina aceasta, știți ce a făcut Dumnezeu în viața lui Adi și Amin. Ceea ce am văzut că Dumnezeu a făcut în viața lui Adi, același Dumnezeu l-am văzut și în viața mea. De aceea când noi venim și îl binecuvântăm pe Dumnezeu și vă spunem că Domnul e bun, că Domnul e măreț, că Domnul lucrează, nu o spunem doar așa niște cuvinte, ci o spunem pentru că sunt în spatele nostru, în viața noastră, niște lucruri, niște întâmplări, niște momente în care am văzut intervenția lui Dumnezeu și atunci normal că atunci când ești pus în față sau ești nevoit să spui ceva, îți amintești lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta. Pentru că am văzut și eu în viața mea și Adi și alții în biserica noastră și nu doar în biserica noastră, când Dumnezeu nu e limitat la o biserică. În toate bisericile, cred că sunt oameni care văd intervenția lui Dumnezeu și le experimentează pe Dumnezeu. Văd că El lucrează, că El dorește să se apropie de om și să lucreze în viața Lui. Și în sensul ăsta chiar de multe ori lasă anumite situații în viața noastră și chiar Dumnezeu ne îndeamnă să-L punem la încercare. Pentru că vrea să ne arate că ne iubește, că îi pasă de noi, că vrea să lucreze în viața noastră. Și în sensul ăsta mă mai gândeam, citeam în Luca 17 și aș vrea să citim câteva versete, cei 10 leproși. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. În sensul ăsta mă gândeam că de multe ori, și lucrul ăsta l-am văzut și eu, și eu în viața mea la un moment dat am pus condiții lui Dumnezeu și nu știu dacă e foarte înțelept să pui tu ca om condiții lui Dumnezeu pentru că tu nu ai niciun control asupra vieții tale, chiar dacă noi de multe ori programăm anumite lucruri în viața noastră și de multe ori încercăm să ne organizăm viața. Dacă ești un pic mai atent și realist, îți dai seama că nu sunt multe lucruri în viața ta pe care le poți controla. Și în sensul ăsta ți-am și mă gândeam că, vedeți,
omul vine la Dumnezeu de obicei când ajunge în probleme, când ajunge de trece prin greutăți, prin încercări, prin de obicei majoritatea oamenilor, și așa am, și eu am fost unul din acesta în care am venit când nu mai vedeam soluții, nu mai dădeam seama, nu mai vedeam cum pot să ies din anumite situații, și mi-am dat seama că numai un Dumnezeu adevărat mă poate scăpa din situația aia. Și credeți că Dumnezeu nu cunoaște lucrul ăsta, că experiența avută cu omul care vine la el doar atunci când trece prin încercări și prin greutăți? Și am stat și de multe ori și m-am gândit că mă gândeam, dar de ce poate nu răspunde Dumnezeu unora care trec prin așa greutăți? Și sunt, eu cred că oricare dintre noi se gândește, totdeauna este un om în lângă el care e mai greu încercat, care trece prin mai multe probleme, care trece prin mai multe încercări, care are o viață grea. Și stăteam și mă gândeam, dar oare Dumnezeu de ce nu lucrează în dreptul acestora? Dar, vedeți, mai presus de acestea, porunca lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să ne pocăim, să căutăm fața lui Dumnezeu și să ne pocăim. Pe deasupra acestor lucruri, Dumnezeu poate aduce tot felul de lucruri și poate interveni. Nu-L limităm pe Dumnezeu, Dumnezeu poate face lucruri mari. Problema este atitudinea omului, atitudinea noastră ca oameni. De multe ori venim cu interes, avem un scop când venim la Dumnezeu. Venim pentru că vrem să fim scăpați de o problemă, vrem să fim scăpați de o boală. Amin. Exact ca în această pildă care o spune aici, așa, întâmplare pe care o spune aici Domnul Iisus, 10 leproși vindecați, unul s-a întors. Poate asta este ponderea și în ziua de azi, în care mulți, dacă ar fi fost vindecați, nu s-ar fi pocăit mai departe, ci n-ar da slavă lui Dumnezeu. Și poate asta poate să fie un răspuns pentru multele probleme care sunt în lume. Și auzeam și eu de multe ori pe unii că comentau și spuneau că ce-i cu atâta boală, că ce-i cu atâtea probleme în viața pocăiților, în viața credincioșilor, în viața oamenilor, și cereau cumva socoteală slujitorilor sau lui Dumnezeu, că de ce, unde-i Dumnezeu? Nu suntem noi aceia care să cerem socoteală lui Dumnezeu. Și cred că dacă am respectat ordinea aceasta, că în primul rând am căutat fața lui Dumnezeu ca să ne pocăim, poate am vedea și mai multe lucrări și binecuvântări și mai multe intervenții lui Dumnezeu în viața noastră. Dar vedeți, problema este de cele mai multe ori la noi, pentru că căutăm astfel fața lui Dumnezeu când ajungem în strâmtorare, în încercare, în greutăți. Dar vedeți, Dumnezeu și în bunătatea Lui și așa ne primește. Și atunci când vin, te primește și te atinge tine și te ajută. Și dar nu e totdeauna o regulă, pentru că Dumnezeu cunoaște inima omului și cunoaște gândul cu care noi venim de multe ori la El. Și dacă noi venim astfel înaintea Lui doar cu un interes, credeți că Dumnezeu nu cunoaște inima noastră? Eu cred că Dumnezeu cunoaște, și de aceea cred că El este acela care, dacă avem probleme în viața noastră, dacă avem încercări în viața noastră, în primul rând să venim cu dorința aceasta să ne pocăim, să ne apropiem de El. În primul rând să venim cu dorința aceasta să-L facem pe El Mântuitorul nostru. Și apoi sunt sigur că Dumnezeu va interveni în viața multora. Așa am venit și eu la Dumnezeu, tot prin strâmtorare, tot strâns în colț, și de multe ori mi-am dat seama că singura mea scăpare este numai Dumnezeu. Și până n-am luat o hotărâre sincer în inima mea să caut fața lui Dumnezeu, lucrurile nu s-au îmbunătățit în viața mea. Eram tânăr când am luat decizia aceasta, aveam 22 de ani, și poate la 22 de ani te gândești că așa sunt toți tinerii aerieni și își caută doar distracțiile lor și să-și facă ei planurile lor, n-au planuri de viață decât distracție și tot felul de alte lucruri. Dar am stat și m-am gândit atunci că am nevoie de Dumnezeu, pentru că vedeam că în viața mea lucrurile în ce direcție se duc, și am realizat că numai Dumnezeu mă poate schimba și numai Dumnezeu îmi poate da un viitor. Și atunci am decis să îl primesc pe Domnul Iisus ca Mântuitor al meu. Și vreau să vă spun că din momentul ăla viața mea s-a schimbat cu totul. Eu înainte, dacă nu eram în stare să, dacă încep ceva, să duc la sfârșit,
după ce m-am întâlnit cu Hristos, lucrurile s-au schimbat. Dacă până atunci nu eram în stare, dacă încep un lucru să-l duc la sfârșit, apoi am fost în stare să fac lucrul ăsta. Dacă până atunci nu eram capabil, poate să, dacă lucram, să strâng ceva, după aceea și domeniul ăsta s-a schimbat. Deci, vedeți, atunci când te întâlnești cu Hristos, viața ta se schimbă. Exact ceea ce ni se cere, să se realizeze în noi nașterea din nou. Indiferent ce vârstă ai, indiferent prin ce, în ce context trăiești, dacă l-accepți pe Iisus în inima ta și lași ca Iisus să lucreze în viața ta, se produce procesul acesta în care te naști din nou. Dacă până atunci erai un om la care oamenii, pe care oamenii nu dădeau preț, după ce se produce nașterea aceasta din nou în ființa ta, vei vedea că poți să fii un om pe care alți oameni să-și pună încrederea în tine. Lucrul ăsta este... Eu l-am văzut în viața mea, lucrul ăsta, că dacă până să-L accept pe Hristos în inima mea și să văd lucrul ăsta, cum spuneam, nu eram capabil să duc ceva la bun sfârșit. Toate lucrurile în viața mea erau într-o situație așa, la limită, și totul înainta greu. E, de când l-am acceptat pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața mea, atât de multe domenii din viața mea s-au schimbat, atât de multe lucruri în viața mea s-au schimbat, vocabularul s-a schimbat, modul de a gândi s-a schimbat. Deci am un alt mod de a gândi și asta nu am făcut-o eu prin o abilitate mentală, ci a făcut-o Iisus prin puterea Duhului Sfânt în viața mea. Și lucrul ăsta nu l-a făcut doar în viața mea, lucrul ăsta l-a făcut în viața multora. Eu stau și, de multe ori stau și mă gândesc ce aș fi fost, unde aș fi fost astăzi, poate, dacă nu luam acea decizie să mă pocăiesc, să mă întorc cu fața la El, să-L primesc pe Domnul Iisus ca Domn în viața mea. De multe ori stau și mă gândesc, pentru că eu știu starea mea deplorabilă în care ajunsesem, știu cât de jos eram și știu lucrurile pe care le făceam și știu... că nu aveam niciun plan, nicio direcție, eram un om care, un tânăr care trăia fără nicio direcție, doar purtate de gânduri și de unul și altul și de anturaje, dar când l-am acceptat pe Iisus Hristos în inima mea, viața mea a luat cu tot o altă direcție. Toată viața mea s-a schimbat. Nu a fost domeniu în viața mea care să nu se schimbe. De aceea spun, dacă astăzi cineva ne privește și se gândește la lucrul ăsta, dacă să-L primească pe Dumnezeu în inimă, pe Iisus, ca Domn și Mântuitor, vă spun că e cea mai bună alegere care o puteți lua în seara aceasta. Este să-L primești pe Iisus ca Mântuitor și Salvator al vieții tale și să cauți fața lui Dumnezeu. Și vei vedea că viața ta se schimbă. Toate domeniile din viața ta se schimbă. Fiecare lucru, până și cele mai mici amănunte din viața ta se schimbă. Și asta nu prin puterea ta, ci prin puterea lui Dumnezeu, care are puterea aceasta de a schimba pe om. Așa, de multe ori noi mă gândeam la părinții mei care au fost pocăiți și ne-au crescut în învățătura aceasta, ne-au crescut de mici în învățătura aceasta și de mici ne-au crescut, ne-au dat o educație bună și totuși am văzut că la un moment dat tot ceea ce ei ne-au învățat am lăsat deoparte și am preferat să merg într-o altă parte cu un anturaj de la școală, cu niște colegi. De aceea spun, noi de multe ori ca oameni încercăm să facem anumite lucruri, dar vedeți ce ușor putem devia de la adevăratele valori și atunci stăm și ne gândim ce putem face poate pentru copiii noștri, cum îi putem crește. Important este să îi încredințăm în mâna lui Dumnezeu, acela care poate da un viitor și o nădejde și copiilor noștri și familiilor noastre. Ăsta este un lucru foarte important care mi-a venit acum în minte, că noi toți trebuie să căutăm lucrul ăsta și vom vedea intervenția lui Dumnezeu în viața noastră și cum El lucrează în noi. În sensul ăsta, mi-amintesc, după ce m-am căsătorit cu soția mea, la scurt timp ne gândeam că ne-ar fi plăcut și nouă să avem un copilaș și se întâmpla mulți în jurul nostru tineri cu care ne-am căsătorit în aceeași perioadă,
începeau să aibă copii, să aibă familie și și noi ne doream același lucru, să avem un copilaș, o familie, să ăsta este sensul firesc al lucrurilor. Cred că fiecare om care își dorește lucrul ăsta, pentru că este și porunca lui Dumnezeu să crește și să ne mulțim. Și ne-am dorit pentru că era, vedeam, ne plăceau copiii și vedeam la cei din jurul nostru lucrul ăsta și era un lucru firesc, este în om lucrul ăsta, lăsat de Dumnezeu, dorința aceasta a fi părinte, a vedea pe cineva că iasă din ea. Și deși aveam dorința aceasta în noi, vedeam că nu reușisem să avem un rezultat și de multe ori ne gândeam poate o fi ceva probleme, apoi am început să mergem la medic, apoi am început să facem tot felul de investigații, să inițial când ne-am căsătorit noi nici ne-am gândit că o fi așa de greu să faci lucrul ăsta, dar vedeți, noi amândoi lucrăm în domeniul medical și aici Dumnezeu a vrut să ne învețe o lecție, că deși noi ne puneam încrederea în știință și în știința la care a ajuns omenirea, Dumnezeu a vrut să ne arate că deasupra tuturor, deasupra și deasupra științei este Dumnezeu. Și noi ne gândeam că va fi așa simplu, ne vom căsători și apoi după un timp vom avea copii și apoi după un timp iar vom avea copii și planuri cum își fac tinerii probabil și mulți dintre dumneavoastră care ne urmăriți ați fost în pielea aceasta noastră și ați plănuit în viața dumneavoastră și ca și noi ați văzut și dumneavoastră că nu iasă totdeauna lucrurile cum le plănuiți și lucrurile nu depind în mare măsură de dumneavoastră, de noi. Și atunci ne-am dat seama că am început să facem tot felul de investigații și tot felul de rezultate veneau care nu erau tare îmbucurătoare și care nu ne dădeau o perspectivă prea bună că vom avea în viitorul apropiat un copil. Și atunci ne gândeam la anumite de intervenții mai specifice în partea asta medicală și ne gândeam la un moment dat, eram căsătoriți de 7 ani și ne gândeam chiar când ne-am fi dorit să înfiem un copil, deja ne gândeam că poate nu este voia lui Dumnezeu să avem noi un copil așa, nu știu, să fiem unul atunci. Și da, era multă și dezamăgire în sensul ăsta. Au trecut 7 ani aproximativ și am stat și stăteam și ne gândeam și ne-am rugat și foarte mult pentru că i-am dorit lucrul ăsta. Și la un moment dat a venit în biserică un frate din Hunedoara, de undeva din Hunedoara, un frate proroc, nu ne cunoștea nici pe mine, nici pe soția mea, nici pe nimeni din biserică. Cred că când a venit, nu cunoștea nici păstorul bisericii. A venit cu un frate care era... Mi-aduc aminte... Mai îndepărtat, cumva. L-a adus în biserică, a venit pe primul rând. Noi eram în față, slujeam împreună și eu și soția mea cântam. Cântăm în grupul de laudă și acel frate, după o rugăciune, se oprește în dreptul soției mele și spune un cuvânt din partea Domnului că nu va trece mult timp și vei ține în brațele tale o binecuvântare. Lucrul ăsta era undeva în martie, aprilie și în mai am aflat vestea că soția mea a rămas însărcinată. Lucru care noi până atunci, cred că trecuseră vreo 5-6 ani, mai bine, aproape 7 ani de când am căsătoriți. Dacă ar fi fost toate lucrurile în regulă, am fi avut copil poate mare. Dar vedeți, Dumnezeu a vrut să ne arate că acest copilaș vine de la El. Este o minune a Lui. Și pentru mine și pentru soția mea, copilul care l-avem este o minune de la Dumnezeu, pentru că noi știm cât ne-am dorit și am văzut că nu se întâmpla nimic și la cuvântul lui Dumnezeu s-a întâmplat. De aceea venim de multe ori înaintea dumneavoastră și vă încercăm să vă aducem înainte un Dumnezeu mare, pentru că este mare, pentru că am văzut lucrul ăsta în viața noastră și lucrurile pe care vi le spunem aici nu sunt povești de adormit copii, ci sunt realități în viața mea, pentru că n-aș veni să spun niște lucruri din acestea ca o glumă sau ca un neadevăr, ci astea sunt realitățile vieții mele și ale familiei mele și
la fel și Adi, care va duce tot felul de trăiri, de lucruri pe care le trăiește cu Dumnezeu, astea sunt, ăsta este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu măreț care poate interveni peste limita umanului și poate aduce binecuvântare în viața noastră. Și în sensul ăsta chiar de multe ori stăteam și ne gândeam că noi nu știu ce aș mai fi făcut, dar vedeți, la cuvântul lui Dumnezeu cum vine binecuvântarea. Și asta nu este doar lucrul ăsta. În atâtea domenii am văzut intervenția lui Dumnezeu în viața noastră și în familia noastră. Un lucru care iar mi se pare foarte important, pe care l-am experimentat cu soția mea, era noi după, când ne-am căsătorit, am doi studenți la medicină și amândoi eram în anul 4 și eu am făcut asistență medicală, era gata în anul 4 și am mai avea încă 2 ani. Și în timpul ăsta eu mi-am găsit un loc de muncă și lucram, am terminat și școala și am mai continuat după ce am terminat eu 2 ani de facultate. Și în timpul ăsta noi tot ne gândeam, pentru că la domeniul ei mai greu este să își găsească un loc de muncă, adică la medici, după ce se termină rezidențiatul, cu greu se scoate un post. Foarte greu se scot posturile și foarte greu e să câștigi un post la un spital de stat. În privat sunt posturi, dar nu este nimic sigur și oricând îți poți pierde locul de muncă și e mai complicat. Și la stat era foarte greu să găsești un post și nu în orice domeniu poți lucra în privat. Și atunci noi mult timp tot ne gândeam că spre ce domeniu va merge și lucrurile cum vor decurge, dacă va găsi un post. Și în sensul ăsta noi eram amândoi foarte deschiși și spuneam că da, termină facultatea, își face rezidențiatul și luăm și noi calea străinătății, pentru că în străinătate erau foarte multe oportunități și pentru mine și pentru ea și pentru soția mea, și noi acolo ne vedeam viitorul. Dar nu acolo a văzut viitorul Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu a avut un alt plan cu viața noastră și un alt viitor și ne-a schimbat viitorul acesta. Noi ne-am rugat și tot am zis, Doamne, să se facă voia Ta și noi vrem să fim la dispoziția Ta și vrem să ne folosești dacă Tu vei vrea, dar Te rugăm să ții cont și de lucrul ăsta, să avem un loc de muncă și eu și soția mea, ca să putem să facem lucrurile cum trebuie. Și în sensul ăsta mult timp ne-am rugat, pentru că treceau ani de zile la examenele acestea de rezidențiat și nu se scoteau posturi pentru medici. Adică îți făceai rezidențiatul, terminai cei 5 ani de rezidențiat și după aceea erai șomer, nu aveai un loc de muncă. Și la stat era foarte complicat să... Doar dacă scoteau ei post în timpul examenului de rezidențiat, atunci aveai șansa să rămâi pe un post în spital. Ce se întâmplă? În anul în care ea termină facultatea, se întâmplă o chestiune care noi am spune că este ciudată, dar nu este ciudată, este o intervenție a lui Dumnezeu. Se scot niște posturi la un spital, la spitalul în care lucrează cum soția mea, și se dau spre examenul acesta, trebuia să se dea un examen și cine lua notele cele mai mari, cele mai bune, putea să-și aleagă. Și de obicei toți care luau primele note își alegeau posturile, pentru că se scoteau foarte rar. Și a dat soția mea examenul, a luat o notă bună și a putut să ia acest post care a fost scos. Când a luat postul, a început să meargă la spitalul unde primise acel post și era o chestie că nimeni nu știa de ce s-au scos posturile alea, pentru că nimeni n-a cerut posturile. A fost scoase niște posturi prin ordin de ministru al sănătății. Ca să vedeți mâna lui Dumnezeu pentru copiii săi, până unde poate interveni Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu pentru noi poate interveni până la nivelul acesta în care pentru tine se poate da un ordin de ministru. Dacă Dumnezeu vrea să lucreze cu tine, se poate. De aceea cred, frați și surori, că
când noi spunem că avem un Dumnezeu măreț, eu cred că cuvintele noastre nu sunt îndeajuns de mărețe să exprime ce Dumnezeu avem noi. Cred că avem cuvinte prea sărace ca să îl arătăm, să-l prezentăm pe Dumnezeu. Cred că avem un vocabular prea sărac ca să vi-l aducem, să vi-l prezentăm pe Dumnezeu. Atât de mare este Dumnezeul nostru și atât de așa lucruri mari poate să facă Dumnezeu cu noi și cu viața noastră, doar să credem în El. Asta este cel mai important, să credem în Dumnezeu. Să urmăm pasul acesta, să-l căutăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu toată ființa noastră și să ne dorim să rămânem lângă El. Amin, amin. Slavă lui Dumnezeu pentru această frumoasă mărturie pe care ai adus-o în seara aceasta și m-am bucurat să aud acest lucru. Mi-aduc aminte cu drag atunci când acel frate a venit de undeva din Vulcan și v-a adus la cunoștință că Dumnezeu vă va binecuvânta familia voastră cu un copil. Mi-aduc aminte de lucrarea aceasta și am ținut minte lucrarea aceasta pentru că eram atent la ceea ce Dumnezeu vorbea în biserică și am văzut cu ochii mei cum Dumnezeu a împlinit lucrarea aceasta. Și în seara aceasta putem să spunem că avem un Dumnezeu mai aproape de noi decât poate ne putem de multe ori imagina. De multe ori poate îl punem pe Dumnezeu undeva, îl limităm pe Dumnezeu, îi limităm puterea. Cred că de multe ori poate Dumnezeu este dat la o parte de noi. Este pus undeva acolo. De multe ori mă gândesc la faptul acesta și cred că în seara aceasta ar trebui să ne deschidem inima. Să ne deschidem inima așa precum o carte. O carte în care Dumnezeu poate să așterne cuvinte. Poate să așterne viață în noi, dragi frați. Să nu închidem cartea vieții noastre, ci să o deschidem înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să toarne acolo. Vedeți, dragi frați, seriile acestea noi le facem împreună pentru ca să ne rugăm, să ne întărim unii pe alții. Aici, dragi frați, unde suntem, noi, dragi frați, vrem să slăvim numele lui Dumnezeu și să binecuvântăm numele lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu, atunci când vrea să aducă cuvinte, toate cuvintele acestei lumi, a lumii din afară, n-au putere, dragi frați. Singurul care are putere este Dumnezeu în cuvântul Său. Cuvintele lui Dumnezeu au putere. Tot vocabularul, toată lumea l-are și noi. Dar dacă Dumnezeu nu pune putere în cuvintele acelea, singurul care pune putere în cuvinte este Tatăl nostru, Dumnezeu. Cuvântul, dragi frați, poate să schimbe. Cuvântul poate să aducă la împlinire. Cuvântul poate să aducă vindecare, dragi frați. Pentru că cuvântul rostit de Dumnezeu este de fapt și împlinit. Cuvântul rostit de Dumnezeu aduce împlinire în viețile voastre și în viața mea. Cuvântul care are putere schimbă în seara aceasta o inimă și a schimbat și inima mea atunci când am ajuns pentru prima oară în casa lui Dumnezeu. Atunci când am ajuns în Biserica Apele Vii, unde l-am întâlnit pe fratele Arbi. Cuvântul de fapt este acela care ridică, dragi frați. Dar cuvântul trebuie să fie întărit de puterea lui Dumnezeu. Și în seara aceasta credem și știm cu adevărat că El este Cel ce schimbă. Frate Arpi, știu că de atâtea ori Dumnezeu a lucrat în viețile voastre, în casa voastră și
El este cel care v-a atins casa voastră. Tu ai trecut ca și copil prin încercări mult mai mari. Știu cu privire la tatăl tău, care a fost un om deosebit. Și Dumnezeu mereu, ce putea să spui, de exemplu, în seara aceasta pentru cei care, cum simți tu, ce a însemnat rugăciunea tatălui tău pentru casa ta? Da, eu cred că este importantă rugăciunea tatălui meu și cred că rugăciunea părintelui de obicei pentru copilului, pentru că este o rugăciune făcută din toată inima, fără niciun interes, din iubire, din dragoste, și cred că Dumnezeu este acela care dorește lucrul acesta, ca părinții să se roage pentru copii, pentru că așa cum tatăl meu s-a rugat pentru mine, văd și eu acum, având copil, deși are numai 2 ani, încerc cumva să-mi imaginez zilele prin care va trece, încerc să-mi imaginez uitându-mă la legile ce se dau în ziua de astăzi în școli, direcția în care se duce, îmi dau seama că este un atac împotriva copiilor, împotriva aceștor micuți, ca să-i direcționeze într-o anumită direcție și să le bage în mintea lor anumite ideologii, anumite lucruri pe care nu le primesc acasă. Da, cum este această educație sexuală și aceste direcții care sunt venite clar din partea Uniunii Europene, din partea Occidentului, și care ne constrâng să ducem lucrurile acestea în direcția aceasta în școli și în tot ceea ce se face. Și vedeți, eu stau și mă gândesc de multe ori că un copil este majoritatea timpului, când intră în sistemul acesta educațional, la școală, și cumva este educat de profesori, de alți copii de pe acolo, de pe la școală. Foarte multe lucruri el asimilează de acolo, că este ca un burete care strânge tot ce vede, tot ce aude, tot ce se întâmplă la școală. Și mă gândeam de multe ori că când va veni de la școală, va trebui să purtăm niște discuții serioase cu copiii noștri, ce ai învățat, ce ai auzit, ce ți s-a spus, aia e bună, aia nu e bună, deci tot mă făceam tot felul de lucruri astea în minte. Și apoi am stat și m-am gândit că oricum, dacă nu-i mâna lui Dumnezeu peste el, lucrurile acestea îi vor distrage de la el. Și atunci am stat și m-am gândit, cel mai important este să te rogi pentru copilul tău, dar să și faci anumite lucruri, să iei anumite decizii în ceea ce privește educația lui și ceea ce el primește. Da, am văzut rugăciunea aceasta că a avut efect în viața mea, pentru că întoarcerea mea la Dumnezeu a fost un răspuns al lui Dumnezeu la rugăciunile părinților. Ei s-au rugat, ei au plâns înaintea lui Dumnezeu pentru mine și a venit ziua în care Dumnezeu m-a schimbat. Și în sensul ăsta, noi am fost 5 frați, eram 3 băieți, 2 fete, și părinții mei, când eram adolescent, 16-17 ani, spuneau că de cei 2 frați mai mari ai mei, că ei sunt bine, ei sunt în regulă, cu mine au probleme mai mari, că eu eram, luasem o direcție din aceasta în care făceam tot felul de nebunii pe la școală și mereu primeau niște vești triste, și începusem să consum alcool, să beau, să fumez, să fac toate nebunile, și să au văzut că orice mi-ar face sau orice mi-ar spune nu prinde nimic, nu ține nimic. Și atunci au luat o decizie înțeleaptă, au început să cumva să-mi dea pace, să mă lase în pace, și dar în schimb se rugau pentru mine. Se întâmpla de multe ori că plecam de acasă și veneam după 2-3 zile acasă, și sau veneam noaptea acasă, întoi de noapte la 3 dimineața, și îl găseam pe tatăl meu că se ruga pentru noi și l-auzeam că se ruga pentru mine. Și atunci, dar totuși mie în momentul acela nu prea era așa, da, se roagă pentru mine, și îmi vedeam de treburile mele, de planurile mele,
dacă pot să-i spun planuri ce făceam eu pe atunci. N-aveam niciun plan, erau doar un anturaj care eram legați unii de ceilalți și n-aveam nicio direcție, doar făceam prostii împreună. Dar ce a fost interesant este că la un moment dat, după niște ani buni în care am ținut-o în stilul ăsta și în care dacă o continuam așa, nu știu dacă aș fi fost în stare să termin o școală, să duc ceva la bun sfârșit. La un moment dat, țin minte, veneam de la școală de undeva și eram pe drum. Am venit cu tramvaiul și de unde cobor eu din tramvai până acasă, în drum pe jos, de mers pe jos de vreo 10 minute. Eu așa ceva, ori de câte ori mă gândesc, viața mea s-a schimbat în 10 minute. În drumul ăla de la tramvai până acasă, așa m-a cercetat Dumnezeu că am decis atunci că renunț la toate, tot anturajul, la toate nebunile, la toate prostiile și vreau să-L caut pe Dumnezeu. Și atunci am luat hotărârea aceasta și am început. Am luat telefonul, mi-am șters numere de telefon. Începeau să mă sune prietenii, anturajul, că ăsta nu te lasă așa ușor să scapi. Mă tot sunau, hai acolo, nu mai răspundeam, le-am zis să mă lase în pace, că nu mai vreau să merg cu ei în dreapta, în stânga și unde veneau după mine acasă, le spuneam că nu vin. Ce vreau să zic este că cercetarea asta care a făcut-o Dumnezeu în viața mea în timpul ăla, în alea 10 minute de drum până acasă, aia a fost mâna lui Dumnezeu. Dar eu cred că a fost rugăciunea ascultată a tatălui, a mamei care s-au rugat și care au plâns pentru mine, care au văzut direcția care ar fi luat-o viața mea dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, pentru că am avut și noi în familie unchi și care au sfârșit-o foarte groaznic, care au luat-o pe calea asta cu băutura și cu tot felul de lucruri în acestea și cred că mulți dintre dumneavoastră, cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți în familie oameni aceștia care la care băutura le-a luat mințile, oameni Amin. Aceștia pe care viața asta și banii și toate lucrurile din lume i-au nebunit de cap și i-au dus până acolo că și-au pierdut mințile și toată viața pentru ele și am văzut răspunsul acesta la rugăciunea părinților că Dumnezeu așa m-a cercetat într-o zi că am decis să renunț la tot și sunt sigur că eu nu m-am rugat pentru lucrul ăsta. Dar știu că s-au rugat părinți, știu că s-au rugat oameni în biserică, știu că s-au rugat tineri în biserică. Am fost surprins, plăcut surprins la un moment dat. Țin minte că tinerii făceau serii acestea de rugăciune și țineau post în lanț și pentru tineri care veneau la biserică, dar nu mai vin, pentru tineri care au fost aduși în biserică, care au fost în biserică, dar care nu mai vin vedeți, astea sunt răspunsuri la rugăciunile celor dragi când se întâmplă în viața noastră și da, este lucru minunat să vezi că te rogi și apoi Dumnezeu intervine și schimbă viața cuiva. De aceea cred că este înțelept noi ca și oameni să facem lucrul ăsta, să ne rugăm pentru copiii noștri, să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri. Nu cred că va fi dacă noi ne vom ruga, nu vom primi. Poate se va întâmpla să nu primești răspuns când vei vrea sau cum vei vrea, dar eu nu cred că rugăciunile sunt făcute în zadar, ci cred că Dumnezeu ascultă rugăciunea, cred că Dumnezeu privește la noi, la felul în care aducem rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu privește faptul că tu vii zilnic înaintea lui și aduci cauza aceea cu pasiune, din dragoste, din iubire și ăsta este un lucru pe care Dumnezeu îl onorează și cred că fiecare dintre noi care facem lucrul ăsta, care ne rugăm, care aducem înaintea lui Dumnezeu pe cei dragi, pe cei pe care iubim, va veni o zi în care vom vedea mâna lui Dumnezeu, o zi în care vom vedea răspunsul lui Dumnezeu, o zi în care vom vedea cum lucrează Dumnezeu și ziua aceea pot să vă spun din experiență că la botezul meu a fost și tatăl meu, va fi o zi măreață pentru dumneavoastră care
vă rugați pentru cineva. Eu mi-aduc aminte bucuria ce a fost în familia noastră când m-am botezat eu și așa cum spunea tatăl meu și mama mea, că ziceau ei că la cei doi frați ai mei se așteaptă să se pocăiască de la mine, nu mai trag nicio nădejde, dar totuși au continuat să se roage. Au văzut ziua în care a venit un răspuns din partea de Dumnezeu și au văzut rodul rugăciunilor, rodul postului, rodul insistenței înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a binecuvântat și a dat har în sensul ăsta, că a venit o zi în care viața mea a fost schimbată. Și pot să vă spun că eu nu mi-am schimbat viața mea. Eu n-aș fi fost capabil să mă schimb. Eu n-aș fi fost capabil să mă las de lucrurile alea. De exemplu, eu am fumat câțiva ani, nici nu mai știu câți, din 4-5 ani, cred că. Și tot am încercat eu să mă las de fumat și reușeam o lună, reușeam 5 săptămâni, dar niciodată mai mult. Mereu, la un moment dat, țin minte chiar când am început să merg la biserică, la noi, la Apele Vii, mergeam cu pachetul de țigări în buzunar și seara, când plecam afară, mă duceam pe o stradă mai lăturalnică și începeam și fumam. Și așa mergeam la biserică, cu pachetul în buzunar. Și la un moment dat, mergând așa la biserică, lucru interesant, ca să vedeți mâna lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu, păstorul bisericii noastre, fratele Johnny, la sfârșit era, era sfârșit de an, cred că era pe 27 decembrie, pe acolo era un sfârșit de an înainte de anul nou și predica și avea cuvântul, predica cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat lasă predica la o parte și spune că are un mesaj din partea Duhului Sfânt și spunea el atunci că sunt în biserică trei oameni care îs robiți, care îs robiți de lucrul ăsta de țigară și care vor să se lase de fumată, nu pot. Și spunea atunci el că în seara aceasta Dumnezeu îi eliberează și că vrea să facă o rugăciune împreună cu biserica și a început și s-a rugat împreună cu biserica și se ruga el. Și atunci a fost ultima oară. Eu în seara eram cu pachetul de țigări în buzunar și în seara aceasta, din seara aia, când am ieșit, am aruncat pachetul și am putut să mă las. Interesant a fost că am avut putere să nu mai... să nu mai fumez. Asta a fost, că am primit o putere ca să nu mai... Nu știu cine ne urmărește. Cred că cunoașteți starea aia care ați fumat, ce înseamnă să fii, să nu fumezi o săptămână, după aia două și din ce în ce mai rău. Eu am văzut că, eu știu sigur, dacă n-ar fi fost intervenția lui Dumnezeu, nu aș fi putut să mă las, pentru că eu sunt așa mai fire mai delăsător și... Eu nu cred că prin puterea mea aș fi putut să mă las, pentru că nu odată am încercat, de multe ori am încercat. Și când începusem să vin la biserică, deja începusem să am tot felul de mustrări de conștiință, că știam că nu e în regulă și veneam cu pachetul în buzunar și vreau și eu să mă las. Nu era o chestie că de voință, că de vrute, normal că voiam și îmi doream lucrul ăsta să scap cât mai repede, dar era o neputință a mea. Și atunci am văzut la rugăciune ce putere are rugăciunea în viața omului. Ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt. Atunci n-am fost doar eu, atunci fratele Johnny spunea de trei persoane. Unul mai ieșit și m-a mărturisit, că mi-a fost rușine să mărturisim atunci. N-am mărturisit atunci, am mărturisit după vreo câțiva ani treaba asta și vedeți, de multe ori se spun lucrurile din acestea în biserică, dar oamenii nu vin să spună uite ce a făcut, pentru că de multe ori este rușinea aceasta care intervine, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează. Ba, lucrează, dar uitați, până ne vine curajul și mintea cea de pe urmă, durează ceva, la mine a durat niște ani, dar interesant a fost că a mai ieșit unul care a spus și el că a fost în biserică și era robit și a fost în seara aceea și a fost eliberat. Mai e o persoană, când am aflat-o pe a treia, dar sunt sigur că dacă am fost două, e și a treia undeva care a fost eliberată de puterea lui Dumnezeu. De aceea cred că rugăciunea este importantă și nu doar că este importantă, are putere. Amin, amin.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Așa, în încheiere, aș vrea să citesc câteva cuvinte din Psalmul 103. Și după aceea vreau să ne rugăm. Psalmul 103 este psalmul care, atunci când la un moment dat m-am pus să mă odihnesc în timpul problemelor de sănătate pe care le aveam, i-am spus lui Dumnezeu, am venit acasă și la un moment dat eram foarte, foarte rău, într-o stare foarte rea. Mi-aduc aminte că îmi tremura imaginea din acele probleme, în boala pe care am avut-o, și eram foarte răvășit, eram epuizat. Atunci când omul este bolnav, e aproape tot timpul continuu epuizat. Și în momentele acelea am spus lui Dumnezeu, Doamne, eu nu știu ce planuri mai sunt sau mai ai cu mine, dar nu cred și nu mai sper. Nu știu, seara aceasta, Arpi, dacă mă crezi, mă uit la tine și îți spun cu... Așa, îți spun tot ceea ce am gândit atunci. Eu nu am mai crezut, nu știu dacă mă poți înțelege, nu am mai crezut că Dumnezeu pe mine mă va vindeca. Știam în ce situație sunt, deja trecusele atâtea luni, au trecut luni și luni și luni și au trecut după aia aproape un an de zile și tot acea și tot probleme și... Și am spus atunci lui Dumnezeu, Doamne, eu cred că nu știu dacă o să mai fiu vindecat. Mă rugam, am trecut, l-am cunoscut pe Dumnezeu, am trecut prin multe. Dragi frați, să nu credeți că atunci când vă întoarceți la Dumnezeu, făcând doar un botez, Dumnezeu vă va și vindeca în momentul acela. Dumnezeu vrea să prelucreze ființa ta, să schimbe inima ta, să o aducă pe aceeași undă cu a lui. Este o luptă foarte grea care se dă în noi. Chiar dacă ați făcut botezul, chiar dacă v-ați botezat, chiar dacă v-ați predat inima dinainte și botezul ați făcut ca și act de legământ cu Dumnezeu în fața martorilor. Dar cred că lucrarea nu se încheie acolo. Lucrarea este o lucrare așa ca olarului, o lucrare taină pe care Dumnezeu o lucrează. Lucrează ființele noastre continuu și continuu și continuu și vrea să scoată din noi, să facă din noi, El vrea să ne finiseze, vrea să ajungă să ne facă tot mai prelucrați ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, așa cum am spus, vreau să citesc Psalmul 103. Câteva versete vreau să citesc din el, apoi voi intra în rugăciune cu fratele Arpi pentru cauzele care sunt notate aici. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze în numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține menia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul
de cei ce se tem de El. Căci și El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este, și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lui, lor. Pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvântează suflete pe Domnul. Amin. Acest psalm Dumnezeu mi l-a arătat, am visat 103, exact în ziua aceea când m-am plâns înaintea lui Dumnezeu și n-am mai avut nicio nădejde că Dumnezeu mă va vindeca. Am visat că eram pe holurile facultății, exact în momentul acela, după masa aceea când m-am pus în pat, am visat ce înseamnă 103. Și am umblat acolo pe holurile facultății și unde am fost eu student și luam așa studenții efectiv de haine și eram disperat să-mi spună ce înseamnă 103 și nu știam ce înseamnă 103. Când m-am trezit, mi-am dat seama că 103 este Psalmul 103. Așa mi-a pus Dumnezeu pe inimă și a spus Psalmul 103 și am deschis Psalmul 103 și Dumnezeu mi-a spus să binecuvintez numele Lui Celui Mare, cât de mari sunt bunătățile Lui și mi-a spus atunci Dumnezeu toate lucrurile acestea, că El îți dă vindecare, El te face să întinerești iarăși ca vulturul. Voi, dragi frați care sunteți acolo, Dumnezeu vrea să vă întărească și să vă ridice așa în seara aceasta. El vă încununează bătrânețea, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. El vă ridică, dragi frați, El este Dumnezeu, El face toate lucrurile, toate lucrurile sunt în mâna Lui și sunt posibile. L-am văzut și eu aici împreună și arpi în viața Lui și eu în viața mea și arpi a mărturisit o parte din mărturia Lui, așa cum ne-am mărturisit data trecută cum a fost vindecat de Dumnezeu și credem că Dumnezeu poate să vindece, dragi frați, pe măsura credinței noastre. De aia suntem în seara aceasta aici, ca să ne întărim unii pe alții. Stăteam de vorbă cu arpi și spunea vom rămâne călăuziți de Duhul Sfânt și ceea ce Dumnezeu va face, că va face pentru un om, că va face pentru 10, dar Dumnezeu poate în seara aceasta vrea să ne rugăm pentru o cauză aici. Și seara aceasta, frate Arpi, pentru că tu ești invitatul meu aici, aș vrea să înalț o rugăciune pentru cei care sunt bolnavi. Sunt bolnavi, aș vrea să spun de câteva cauze. M-am rugat în urmă câteva zile pentru două fetițe bolnave de cancer. Aș vrea să ne rugăm pentru acele fetițe care sunt bolnave de cancer de 4 ani, o fetiță de 4 ani și una de 2 ani. Vreau să ne rugăm pentru frați care sunt bolnavi de cancer, frați care sunt bolnavi de COVID. Chiar dacă nu mai apucăm în seara aceasta să citim comentariile, m-am uitat așa printre ele. Oameni care sunt internați în spital, oameni care au nevoie acum să fie vindecați și ridicați. Și cred că Dumnezeu, de fiecare care este în momentul acesta, în seara aceasta, într-o simțire cu noi, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu se poate atinge prin credința aceasta care Dumnezeu poate să o pună în ei. Și, dragi frați, credeți ceea ce a spus Dumnezeu în seara aceasta. Credeți ceea ce a făgăduit David. Credeți că David a fost un om, a fost încercat, a fost trecut prin încercări, a stat cu Dumnezeu, în spate stăteau cei care vreau să iau viața. Și a simțit ce însemna protecția și puterea lui Dumnezeu. De aceea David și-a jelit sufletul lui și a adus binecuvântări înaintea lui Dumnezeu. L-a iubit pe Dumnezeu pentru că a văzut ce însemna puterea lui Dumnezeu în viața lui. La fel și voi să simțiți în seara aceasta ce înseamnă puterea lui Dumnezeu în viața voastră. Frate Arpi, eu voi mulțumi la sfârșit
Dar eu ar vrea ca tu să te rogi pentru cei care sunt bolnavi în seara aceasta. Amin. Doamne Iisuse, venim înainte ta în această seară împreună cu Adi și toți aceia care suntem împreună în seara aceasta pe această pagină. Venim înaintea ta ca înaintea unui Dumnezeu care poate toate lucrurile, ca înaintea unui care a primit toată puterea în cer și pe pământ, pentru că așa spune cuvântul tău, Doamne Iisuse, pentru după ce ai înviat, toată puterea ți s-a dat în cer și pe pământ. De aceea ne nădăjduim, Doamne, într-un Dumnezeu care poate totul. Venim înaintea ta împreună cu frații noștri, împreună cu surorile noastre, împreună cu toți aceia care am fost în seara aceasta împreună în această părtășie și venim cu credință, Doamne. Pentru că știm, Doamne, că Tu ești acela care ai vindecat, Doamne Iisuse. Tu ești acela care când ai fost pe pământ ai vindecat, Doamne. Și nu doar când ai fost pe pământ, Doamne, Tu ai continuat să lucrezi și după ce Te-ai înălțat, Doamne. Ai lăsat Duhul Tău cel Sfânt care lucrează, Doamne Iisuse, în noi și care ne cercetează, Doamne, care ne eliberează, Doamne, care ne schimbă, Doamne. Ai lăsat pe Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, care lucrează și astăzi cu semne și cu minuni. De aceea noi astăzi pe Tine Te chemăm, Doamne, în seara aceasta să privești Tu înspre aceia, Doamne, care strigă după ajutor, care Te cheamă, Doamne, care vor, Doamne, ca Tu să intervii, Doamne. Doamne, noi am încercat cu cuvinte puține, Doamne, cu cuvinte sărace să Te prezentăm, să vorbim despre Tine, să vorbim despre ceea ce ai făcut Tu în viața noastră. Dar, Doamne, deasupra tuturor lucrurilor, Doamne, noi știm ce a fost în viața noastră și nu putem decât să recunoaștem un Dumnezeu care a intervenit. Te rugăm, Doamne, fii același Dumnezeu și pentru frații noștri care intervii, Doamne, care le vorbești în seara aceasta, care îi cercetezi, Doamne, care îi vindești, Doamne Iisuse. Fii același Dumnezeu pentru ei care ai fost și pentru noi, Doamne, un Dumnezeu bogat în bunătate, în milă și în îndurare, care, Doamne, ți se face milă de omul, Doamne, care este în probleme, în necazuri și ți-e milă de el, Doamne, și vrei, Doamne, vindecarea lui, Doamne. Te rog, Tu privește înspre ei în această seară. Te rog, Tu să-i cercetezi, Doamne, în seara aceasta. Doamne, este indiferent, Doamne, de problema, de natura problemelor, Doamne, de boală. Doamne, Iisuse, înaintea Ta nu există nume pentru boli, Doamne Iisuse. Înaintea Ta, Doamne Iisuse, orice boală are rezolvare, Doamne, pentru că Tu, Doamne, ai înfăptuit, Tu ai întocmit trupul acesta, corpul uman, Doamne. Credem, Doamne, că Tu poți în seara aceasta să atingi, Doamne Iisuse. Fie că vorbim, Doamne, despre inimă, Doamne, fie că vorbim, Doamne, despre rinic, Doamne, fie că vorbim despre creier, Doamne, fie că vorbim despre sânge, Doamne Iisuse. Toate acestea, Doamne Iisuse, de Tine au fost făcute, Doamne, și toate acestea, Doamne, Tu le ai sub controlul Tău. De aceea Te rugăm, Doamne, pentru aceia care au adus cauze înaintea Ta. Doamne, Te rugăm, Doamne, intervină cu puterea Ta, Doamne. Doamne Iisuse, în rănile Tale de la Golgota este și vindecare, Doamne. În sângele Tău, Doamne, care a curs pentru păcatele noastre, Doamne, este și această putere de vindecare. De aceea Te rugăm frumos, Doamne, în seara aceasta, fă-ți numele Tău de slavă, Doamne. Doamne, noi de asta am venit, Doamne, în seara aceasta, Doamne, pentru că am vrut, Doamne, să înălțăm numele Tău, am vrut să arătăm, Doamne, ceea ce Tu ai făcut în viața noastră, dar, Doamne, ne dorim să faci același lucru și în viața fraților și a surorilor, în viața acelor care ne-au urmărit, Doamne, să faci această lucrare, Doamne, de vindecare, Doamne. Doamne, Te rugăm să faci și lucrarea de eliberare, Doamne, în dreptul fraților și al oamenilor care ne-au urmărit în seara aceasta. Doamne, dacă sunt oameni care au nevoie de eliberare, Doamne, de sub povara păcatului, Doamne, Te rugăm Tu să o faci, Doamne. Eu am văzut în viața mea eliberare, Doamne. Am văzut ce înseamnă să fii liber, Doamne. Am văzut ce înseamnă să fiu eliberat, Doamne, de anumite lucruri de care, Doamne, nu puteam să scap, Doamne. Dar Tu ai fost acela care m-a eliberat, ai eliberat viața mea, ai ridicat, Doamne, această povară de peste umerii mei. De aceea eu cred, Doamne, că Tu în seara aceasta, Tu nu doar poți vindeca, Tu poți elibera și inima, Doamne. Tu poți elibera o minte, Doamne Iisuse, care este împietrită, Doamne. Tu poți, Doamne Iisuse, elibera un om, Doamne Iisuse, care este sub povara păcatelor lui, Doamne. Doamne, Tu îi poți, Doamne Iisuse, vorbi, Doamne, în taină, Doamne. Tu îi poți cerceta mintea, Doamne. Tu îi poți, Doamne, da o nouă, Doamne, o nouă direcție, Doamne. Tu, Doamne, îl poți schimba mintea, în inima lui, Doamne. Doamne, Tu îi poți vorbi, Doamne, și, Doamne, numai un cuvânt, Doamne, din partea Ta, Doamne, și, Doamne, poate fi eliberat. De aceea, Doamne, dacă sunt, Doamne, seara aceasta, mame, părinți, Doamne, care se roagă pentru copiii lor, Te rog, Doamne Iisuse, ia aminte la rugăciunea lor, ia aminte la lacrimile, Doamne, pe care ei le aduc înaintea Ta, Doamne, și Te rog, Doamne Iisuse, privește spre lucrul acesta, Doamne, și Te rugăm Tu să lucrezi, Doamne, potrivit, Doamne, cu nevoile cu care ei vin înaintea Ta, Doamne, pentru că eu sunt
un răspuns al rugăciunilor părinților, Doamne. Te rog, fă și în dreptul acestor oameni care ne-au urmărit ca Tu, că Tu ești un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, Doamne. Arată și lor, Doamne, cum intervii Tu, cum lucrezi Tu. Arată-ți, Doamne, măreția și slava, Doamne. Te rog, Doamne, arată-ți puterea, Doamne, și intervin, Doamne, așa cum ai intervenit în casa mea, în viața mea, așa cum ai intervenit, Doamne, în familia noastră, Doamne, așa cum ai intervenit în biserica noastră, Doamne. Intervin, Doamne, și în dreptul acelor, Doamne, care în seara aceasta, Doamne, te pun la încercare, Doamne. Doamne, te rog, Doamne, să intervine în dreptul lor. Te rugăm, Doamne, să ascultă, Doamne, să glasul lor, strigătul, plânsul lor, Doamne, și fii Tu acela, Doamne, care lași o cercetare specială, o cercetare sfântă, Doamne, Doamne, indiferent de cât de mare e groapa în care au căzut, Doamne, Tu îi poți smulge de acolo, Doamne, Tu îi poți, Doamne, aduce înapoi în casele lor, în familiile lor, Tu îi poți elibera, Doamne, de sub orice fel de patimă, fie că e vorba de băutură, Doamne, fie că este vorba de țigară, Doamne, fie că este vorba de droguri, Doamne, fie că este vorba de orice fel, Doamne, de robie, Doamne, Tu îi poți elibera, Doamne, pentru că am văzut, Doamne, ce înseamnă povara păcatului în viața noastră. Dar, Doamne, lucrul minunat este că am văzut, Doamne, și eliberarea în viața noastră. Am văzut ce înseamnă și să fii liber, Doamne, și pentru că, Doamne, este o mare bucurie în libertatea aceasta în Hristos. Doamne, ne dorim și pentru aceia, Doamne, care în seara aceasta, Doamne, o cer, Doamne, din partea Ta. Te rog, fă-o, Doamne, și în dreptul lor. Intră cu puterea aceasta de eliberare în dreptul lor, Doamne, și eliberează, Doamne, de sub povara păcatului pe toți aceia, Doamne, care se recunosc, care se smeresc înaintea Ta, care vor să se pocăiască înaintea Ta, Doamne. Pentru că toată puterea Ți s-a dat, Doamne, Ție, în cer și pe pământ. Am venit, Doamne, să cu credincioșii și cu